A mai căzut o stea a muzicii populare românești. Artistul Beno Nesinulescu și-a dat ultima suflare la vârsta de 84 de ani. Acesta a lăsat multă durere în urmă, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Beno Nesinulescu s-a născut la data de 24 mai 1937 într-o familie muncitoare. Acesta s-a îndrăgostit de muzică încă de la o vârstă foarte fragedă, moștenind talentul de la tatăl său. În 2002, Beno Nesinulescu primea de la președintele României de la acea vreme, Ion Iliescu, Crucea Națională a Serviciului Credincios, clasa a treia, iar în 2004 lui îi era acordat și Ordinul Meritului Cultural în grad de mare ofițer categoria de Arta Spectacolului. Beno Nesinulescu a murit la vârsta de 84 de ani. Interpretul de muzică populară era în spital de duminică după ce i se făcuse rău. Decesul artistului a survenit astăzi după ora 14, în urma unei pneumonii care s-a complicat pe fondul unor probleme multiple de sănătate. Drum lin, maestre! Prin pădure pe cărare, măi, măi, prin pădure pe cărare, ies cu mândra la plimbare. Mână ca ipsitiu și-a de mele bragaciu, și-a de două mii tineri și uzi ca urmând de mele. Iauza, auza, auza, iauza, auza, iauza, auza, auza, iauza, auza, iauza, iauza. Când punguța mi-era plină, măi, măi, când punguța mi-era plină, mândra mă ținea pe mână. Mână ca ai vizitiu și-a de vede bragaciu, și-a de două mii titele și un scaun mânt de mele. Iauzi, auzi, auza, iauzi, auza, iauzi, auza, auza, iauzi, auza. Când punguța mi-era goală, măi, măi, când punguța mi-era goală, mândra mă dădea afară. Mână ca ei vizitiu și-a de mele bragaciu, și-a de două mii titele și un scaun mânt de mele. Iauzi, auzi, auza, iauzi, auza, iauzi, auza, auza, iauzi, auza, hai, iauzi, auza, auza, iauzi, 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 auza,